Bună seara! Bun venit la UMFST Live, la o nouă ediție a emisiunii Business Leaders. Un subiect de interes din zona de business pe care ne propunem și noi să-l abordăm astăzi este despre leadership. Ce înseamnă leadership, ce definește un lider și ce îl deosebește de un manager, cum putem deveni lider și de ce liderii mănâncă ultimii, sunt câteva dintre întrebările la care vrem să răspundem. Ne propunem așadar să aflăm mai multe adevăruri despre leadership alături de invitatul nostru, Gabriel Crețu. Te salut, Gabriel, și mă bucur de această întâlnire. Bună seara și îți mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fac parte din acest interviu. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor telespectatorilor, înțeleg. Cu siguranță. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre Gabriel Crețu. El este în prezent fondatorul și CEO-ul companiei Advisors, canalizată pe trei direcții. Acordarea de credite întreprinzătorilor români ca instituție financiară non-bancară, servicii de consultanță bancară, dar în același timp și o divizie Advisors Academy, care oferă cursuri pentru leadership, dezvoltare profesională și vocațională. Cunoștințele și practicile de leadership le-a dobândit pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani, desfășurată în principal în domeniul bancar. A deținut poziții de top management în OTP și BCR, unde a coordonat proiecte de dezvoltare și transformare organizațională. Este trainer certificat în leadership și e profesor asociat la ASE București și vreau să vă spun că a tradus în limba română două cărți despre leadership, scrise de Simon Sinek, Liderii mănâncă ultimii și Descoperă-ți propriul de ce. Iată o biografie impresionantă în acest domeniu și vreau să deschidem discuția și te întreb, Gabriel, cum se vede leadership-ul din ipostaza de antreprenor în comparație cu pozițiile de top management, de executive management pe care le-ai deținut anterior? Îți mulțumesc pentru prezentarea, în primul rând. A sunat foarte bine. Sper să se și confirme în teren prezentarea ta. Pare mai simplu să fii antreprenor din punct de vedere al managementului și al leadership-ului, pentru că nu te oprește nimeni să faci lucrurile în care crezi. Pare mai simplu pentru că, pe de altă parte, spre deosebire de poziția de top management în care greșelile la nivel financiar le suportau alții, aici greșelile suporți tu și atunci fiecare decizie care pune în pericol cifrele o resimți în stomac și te gândești de 100 de ori asupra ei. Pe de altă parte, pentru mine asta a fost o provocare foarte importantă, pentru că în leadership valorile sunt fundamentul, sunt piatra de temerie a oricărui proces de leadership pe care îl intenționezi. Și una dintre valorile astea e cinstea, e corectitudinea. Și predând studenților la facultate leadership și valorile care stau la baza lui, ar fi fost total disonanță să nu le practic la mine în organizație. Și atunci am fost obligat să iau deciziile în care cred, chiar dacă uneori asta au însemnat nopți nedormite, perioade de tensiune. Ce pot să spun, la finalul experienței de 10 ani, sper să mai urmeze și în continuare încă măcar 10, de antreprenor, este că a meritat orice stres. Că până la urmă, dacă faci lucrurile cum trebuie și crezi în ele, teoria se aplică și în practică. Și asta e
e reconfortant să te duci în fața sării de studenți și să spui, asta am implementat aici, am greșit când am făcut altfel decât scrie Sinex sau decât scriu alți autori sau Ken Blanchard. Și am făcut și am crezut că e mai bine ca mine și uite că n-a fost. Până la urmă, asta apreciază oamenii în sala de training sau în sala de curs. Experiența ta referitoare la teorie. Pentru că Sinceritatea. Provocarea în învățământ și în training este să fii ceea ce predai să se poate aplica de a doua zi. S-a schimbat focusul. Lumea nu-și mai dorește conținut. Pe vremea când eram eu student, așteptam de la profesorii mei să-mi ofere conținut, să-mi ofere cunoștințe. Nu aveai unde să le găsești și atunci, dacă un profesor venea cu 3-4 cărți pe care le xeroxai, ca să zic așa, erai cel mai fericit. La ora asta, conținutul este aparține fiecăruia dintre noi. Orice student, în momentul în care spui de Ken Blanchard, dă Google pe telefonul lui și spune, domn profesor, ați sărit punctul B. E mai bun decât tine pe conținut. În momentul ăla, as it is. Și atunci, provocarea este cu ce rămâne din ceea ce spui. În ce măsură ceea ce livrezi îi schimbă perspectiva, dacă e bine să-i o schimbe. Asta încerc să fac la momentul ăsta, să dau mai departe și să clădesc în studenții mei și în cursanții mei credința că ceea ce ascultă se poate implementa și că le aduce plus valoare. Care sunt acele elemente fundamentale din leadership despre care ar trebui să știm sau ar trebui să afle ascultătorii noștri? Cred că încep orice curs cu a încerca să definim leadership-ul așa în linii mari, pentru că sunt foarte multe abordări. Evident că foarte multă lume confundă leadership-ul cu poziția de autoritate. Liderul Statelor Unite, liderul echipei de fotbal și vorbește de fapt de cel care conduce în mod efectiv datorită poziției de autoritate, datorită funcției pe care o are. Leadership-ul nu este însoțit obligatoriu de funcție și asta evident că simțim, suntem de acord cu toții. Când spunem leadership, ni se umflă într-un fel pieptul, pentru că simțim că cel care practică leadership-ul are ceva în plus. Ce e asta? Ce are în plus? Exact, asta vrem și noi să știm. Păi, plecăm, cum am spus, de la definiție. Leadership-ul este un proces de influențare. Este un proces prin care captez atenția și oamenii mă urmează pentru că vor, nu pentru că trebuie. În unele cazuri, evident că liderul e aceeași persoană ca și managerul. Am și funcția respectivă, da, oamenii sunt obligați să mă urmeze, dar o fac pentru că vor. Aleg să mă urmeze, iar când nu sunt de acord, îmi spun asta și negociem, dacă vreți, calea de urmat. Eminamente, în pozițiile, în organizații, managerul poate ajunge și în situații în care ia o decizie contrară echipei, contrar voinței echipei. Oamenii acceptă acest lucru pentru că știu, sunt conștienți de limitele oricărei forme de organizare. Însă, e important ce fac după. E important după ce iau această decizie, modul în care o explic, modul în care ulterior le demonstrez că experiența m-a făcut să iau această decizie împotriva credințelor lor, dar am avut dreptate, sau să-mi cer scuze. Dragilor, am luat o decizie pentru că am crezut că e mai bine, dar am greșit. Așadar, leadership-ul e partea, dacă vreți, cea mai simplă, dar în același timp și cea mai greu de realizat. Să-i faci pe oameni să te urmeze pentru că vor, pentru că simt că astfel au de câștigat. Pentru că îi duci într-un loc în care o să le fie bine. Cât de importantă este această încredere
între lider și oamenii cu care lucrează și cum poți câștiga această încredere? Încrederea e fundamentală. Fără încredere nu există leadership. Pentru că fiind un proces de influențare, cineva se lasă influențat dacă are încredere. Și da, principala provocare este că încrederea nu se clamează, ea se câștigă. Are Sinek o expresie în carte cu doi tineri care se cunosc, care trec în câteva zile prin toate experiențele, dacă am face un checklist de compatibilitate între doi tineri și hotărăsc să se căsătorească. Și întrebarea este, de ce nu e bine? De ce simțim cu toții că lucrul ăsta nu e bine după două zile? Păi lista aia de tot checklist-ul este bifat. De ce nu e bine? Răspunsul este pentru că încrederea între oameni se clădește în timp pe baza unor experiențe și a unor provocări care exced acest checklist minimalist. Încrederea, în primul rând, că se câștigă greu și se pierde repede. Am un exemplu celebru. Degeaba propovăduiești cinstea dacă la sfârșitul, în organizația ta, dacă la sfârșitul zilei pleci cu hârtie igienică în buzunar. Poate sună brutal, dar se mai întâmplă. În loc de hârtie igienică, luați cerneala, un top de hârtie sau mai știu eu ce. Degeaba le spui oamenilor despre valori dacă tu nu ești cel care le respectă primul. Și cu, evident, cum spuneam și la începutul emisiunii, cu prețul de rigoare. Pentru că uneori, din perspectiva antreprenorului, a fost foarte greu să-mi respect cuvântul dat în condiții în care simțeam că pierd bani. Am avut cazuri în care am spus că de astăzi nu mai luăm clienți de care nu ne plac. Și am avut un client cu care am făcut foarte mulți bani, dar nimeni nu-l plăcea în echipa mea. Și au zis, păi n-ai zis așa, că dacă nu ne place de respectivul să nu mai lucrăm cu el. Am pierdut banii respectivi, dar am câștigat respectul lor și ulterior am făcut alți bani. Mult mai mulți. E greu să pierzi inițial bani și asta se întâmplă în leadership și asta este provocarea pe care o au managerii atunci când vor să implementeze sisteme bazate pe încredere. Încrederea este subiect al testării. Oamenii te testează să vadă cât ești de credibil. Uneori te testează forțând limitele. Alteori te testează provocându-te să vadă dacă îți respecti cuvântul dat în condiții de stres. Și în momentele astea, organizația pierde. Biroul în care funcționezi cunoaște o stare de entropie care generează nu pierdere neapărat, ci o scădere a productivității pe termen scurt. În momentul ăla, mulți dintre manageri clachează și se reîntorc la vechile metehne. E frumos să fii lider, dar până la urmă tot cu bâta. E metoda cea mai sigură pe care o știu. Și într-adevăr, oamenii reacționează. Oamenii reacționează la stimuli negativi, la presiune, la amenințări și știm cu toții că motivația negativă este cea mai eficientă pe termen foarte scurt. Asta e principala provocare, să ai încredere în tine, să ai încredere în ceea ce faci și să fii consecvent. Leadership-ul este despre rezultate sau despre oameni? Este o întrebare care de multe ori o auzim și vrem să vedem și care este părerea ta. Rezultate este o consecință. Asta e părerea mea. Dacă te concentrezi pe rezultate, mai devreme sau mai târziu ele vor scădea în intensitate. Pentru că oamenii care trebuie să aducă aceste rezultate se vor simți dați la o parte sau se vor simți pe locul 2. În organizațiile mele pe care le conduc, obiectivul este ca oamenii să fie autentic fericiți. Asta e obiectivul organizațiilor, ca atare. Nu avem obiective legate de profit, dar profitul e necesar ca să ne atingem obiectivul legat de fericire. Nu putem fi autentic fericiți când organizația se duce dracu.
Adică e un fel, un cerc vicios în care da. Trebuie să asigurăm o balanță. Da, dacă nimeni nu este autentic fericit atunci când stă degeaba. Asta spune psihologia. Că atunci când stăm degeaba, trebuințele noastre psihologice sunt încălcate. Da? Trebuința de dezvoltare, trebuința de relaționare, trebuința de autonomie. Toate lucrurile astea sunt încălcate. Evident că toți visăm la concediu de aur undeva în Hawaii cu un cocktail pe marginea apei, dar după o săptămână, două acolo, ne-am plictisit teribil. Știm asta și am zis, băi, dar așa cu ce facem? Cât mai stăm așa? Ok, ne-am odihnit, suntem relaxați, dar nu să stăm toată viața pe plajă, pe șezlong. Nu putem să facem asta, deși în aparență la asta tânjim cu toții. În momentul în care pui oamenii pe primul loc, ei vor pune organizația pe primul loc. Și atunci organizația se va dezvolta și va cunoaște progresul. Eu am provocări cu colegii mei care vor să impună din ei, dacă vreți, metode de eficientizare a activității, uneori chiar în detrimentul, ca să zic așa, al satisfacției personale. Știu că sună incredibil, dar se întâmplă. Păi, cheltuim mai prea mult cu lucrul ăsta. Hai să nu mai facem asta. Hai, unde vreți să mergem în team building? Acolo sau acolo? Acolo e prea scump. Așa aud și credeți-mă că sunt foarte fericit când aud asta. Până la urmă, nu ăsta e criteriul prin care alegem, dar mă bucur să văd că oamenii se gândesc să nu mergem undeva unde e prea scump. Se gândesc la organizație ca fiind parte din, ca și cum ar fi banii lor. Dar asta se câștigă în momentul în care ești transparent, în care te ții de cuvânt, în care relația pe care o ai cu oamenii este deschisă și este onestă. Exact despre asta vroiam să mai discutăm, comunicarea dintre un lider și echipa sa, cum ar trebui să fie. Be the leader you wish you had. Cam de la asta plecăm. Încearcă să fii liderul pe care ai fi vrut să-l ai, să-l fi avut în tinerețe sau în mai devreme. O comunicare bună n-a omorât pe nimeni. O comunicare proastă, probabil că da. O comunicare bună nu strică. Însă, pentru asta, ca lider, e nevoie să ai încredere în tine. E nevoie să-ți învingi fricile. Și să ai curaj. O altă calitate importantă a unui lider. Trebuie să ai curaj pentru că în momentul în care pui toate cifrele din la mine în organizație, toată lumea știe cât câștigă fiecare. Deci toate salariile sunt la alb, adică pe lângă când la alb că plătim taxele 100%, nu facem evaziune, dar toată lumea știe cât câștigă celălalt. Deci transparența asta totală. Transparență totală, da. Adică toată lumea știe financiarele companiilor în care lucrez. Cât am făcut profit anul ăsta, ce am făcut cu profitul, cât sunt salariile, pe ce se duc banii, cât ne costă auditorii, cât ne costă contabilitatea. E o conștientizare, dacă vrei, un buget ca într-o familie. Da. Dacă vrei, asemăn în cursurile mele, asemăn foarte mult leadership cu parenting-ul și nu e invenția mea. Dr. Paul Hershey o face. Adică a trecut de la situational leadership la situational parenting. Pentru că, în esență, asta ne dorim de la copiii noștri, să îi aducem la momentul în care se pot gestiona singuri, da? Să fie oameni pe picioarele lor și investim în ei și suntem transparenți cu ei și le explicăm deciziile pe care le luăm, în ce măsură slujesc intereselor comune. Uneori, evident că luăm decizii în locul lor, atunci când sunt prea mici ca să înțeleagă tot parcursul. Însă, pas cu pas, clădim în ei această independență. Câștigăm, și asta se întâmplă și în teaching, și în leadership, în organizații. Pas cu pas, câștigăm această încredere unii în ceilalți, punând împreună, fiind foarte transparenți unii cu ceilalți și înțelegând fiecare
rolurile pe care le au, dar că obiectivul pe care îl avem este bunăstarea noastră a tuturor. În momentul în care fixăm acest obiectiv a bunăstării noastre a tuturor, în momentul ăla se creează această zonă de siguranță. Pentru că dacă te duci acasă, nu te gândești că să-ți lași portofelul, nu știu unde să-l ascunzi, că s-ar putea ca soțul sau copilul să-ți fure din bani. De asta te și simți bine, da? Că te duci acasă și ești protejat. Simți că ești într-un loc în care nu se poate întâmpla rău. La fel ar trebui să se întâmple și în companie sau la locul de muncă. Asta se întâmplă, da? La mine cel puțin, și vă invit să facem un interviu și aici. După ani de zile, dar e adevărat că am cernut în perioada asta, după ani de zile, ne simțim, fiecare om de aici din organizație are cheie. În pandemie am folosit sediul ăsta în care stăm, care e o casă cu curte. L-am folosit pe post de în weekend, pentru că stăteam degeaba, să venim cu familie aici, pentru că erau oameni care stăteau la bloc și n-aveau unde să iasă și ca să elibereze de presiune. Tot aveți cheile, veniți și faceți un grătar împreună cu familia, ca să plecați, că n-aveai voie să pleci, eram stare de urgență. Lucrurile astea, aceste acțiuni pe care le faci ca manager, te definesc, nu vorbele pe care le scoți. Mulți tineri și-ar dori poate să meargă în zona aceasta de antreprenoriat, însă probabil le lipsește, nu știu, curajul sau au această teamă că nu sunt destul de bine pregătiți sau nu sunt lideri buni. Ne naștem lideri absoluți sau putem deveni mai buni în timp? Da, e încă o temă de dezbatere pe care o am în sală. Și din ce în ce mai puțin am această opinie. La început era majoritară, că ne naștem lideri. Nu ne naștem lideri. Leadership-ul e o abilitate. Știm cu toții, avem cu toții exemple în cap de lideri care sunt introverți, alții care sunt extroverți. Avem cu toții în cap lideri care sunt foarte expansivi, care sunt buni oratori și alții care sunt tăcuți și care nu spun nimic despre... Nu se exteriorizează foarte, foarte, foarte ușor. Asta nu-i face lider. Automat, aceste caracteristici personale nu-i fac lider mai bun sau mai puțin bun. Leadership-ul e abilitate, ceea ce înseamnă că ea se dobândește în timp. De ce facem confuzia asta? Este pentru că noi când ne uităm la un om, vedem de fapt un produs al educației până în momentul respectiv. Dar nu putem să... Nimeni nu poate să spună, cei care sunt partizanii ideii că este leadership-ul este născut, îi întreb, ok, și când ne dăm seama asta? Când îl scoate preotul din cristeniță la botez, e lider sau nu e lider? Putem să spunem? Nu putem să. Dacă la un an putem să spunem, păi putem, pe unii dintre ei. Păi chiar și la un an este produsul educației a un an de zile a părinților. Leadership-ul este o chestiune de valori, iar valorile se fixează în primii 7 ani de acasă. Leadership-ul este o chestiune de învățare, pentru că noi trăim permanent într-un mediu influențat de părinții noștri, de prietenii noștri, de grădiniță, de școală generală. Și atunci, evident că unora devine mai ușor să vorbească, să ia decizii, iar altora devine mai greu. Dar partea bună este că leadership-ul este abilitate. O putem învăța cu toții și asta încerc să fac cu studenții mei, să fac ceea ce se cheamă un self-leadership. Trebuie să înțelegem că avem responsabilitatea dezvoltării noastre. Ca studenți, nu putem doar să fim pasivi, să așteptăm, să dăm de liderul ăla bun. Unii dintre managerii pe care îi avem și pe care studenții vor avea, n-au trecut pe niciun curs de management. N-au trecut pe niciun curs de leadership. De unde să știe? Unii au învățat de la managerii lor și au învățat bine. Alții duc mai departe modelul prost. De ce? Pentru că atâta știu. Ei,
în cele mai multe dintre cazuri sunt de bună credință. Dar ăsta este modelul pe care l-au învățat, l-au interiorizat și îl duc mai departe. Atunci e de datoria noastră, mă refer la studenți, e de datoria lor să explice liderilor, managerilor pe care îi au, care sunt nevoile pe care le au. Să legitimeze un alt comportament din partea managerilor. Știi, avem cu toții în organizații oameni care sunt favorizați de șefi. Și nu mă refer aici la favoritismele făcute pentru că e nepoata cuiva sau fata cuiva sau mai știu eu ce, ci pur și simplu pentru că comportamentul pe care îl are respectiva persoană induce în șeful lui un alt comportament în oglindă. Da? Cere și ți se va da, dacă vreți. Încerc să fac asta cu studenții mei, să-i responsabilizez, să le spun că au o responsabilitate principală în ceea ce îi privește și că trebuie să îndrăznească onest, dar trebuie să îndrăznească să solicite din partea managerilor acel comportament și acele resurse de care au nevoie ca să crească. Marea lor majoritate, mă repet, marea majoritate a managerilor care au comportamente nepotrivite pentru funcțiile pe care le au, este formată, au ajuns manager fără să, marea majoritate a ajuns manager fără să fi participat la un curs de leadership. Îi întreb pe studenți și închei paranteza, care sunt principalele lor provocări atunci când se angajează? Și răspunsurile majoritare sunt să mă înțeleg bine cu șefii, să mă integrez în colectiv, să mă adaptez la program, să pot să comunic cu cei din jur, să nu fie frică. Și întrebarea mea, și încă răspunsul asemănător, și întrebarea mea este, și cine vă învață pe voi lucrul ăsta? Răspuns, nimeni. Învățământul nostru e un pic rămas în urmă. Copiii au nevoie de aceste abilități și ușor, ușor am început să schimbăm curicula, pentru că asta li se cere. Sarcini repetitive, tehnice, sunt preluate de către roboți. Noi trebuie să dăm copiilor noștri alte abilități. În trecut, nici nu se punea problema. Da? Totul era despre supravegherea producției, despre, mai știu ce, metode prin care trebuia să afli în timp util că un cutare angajat n-a făcut 6 perechi de Adidas, ci numai 5. Și atunci puteai să faci, să iei, nu știu ce. La ora asta, totul este automatizat în procesele de producție, nu mai intră nimeni în fabrică, sau, mă rog, foarte, foarte, un foarte mic procent. În schimb, lumea are provocări legate de interacțiune, de a deveni... Mare, de creativitate. Iar astea nu sunt stimulate de către comportamentele de management tradiționale. Creativitatea nu este o funcție de... nu crește în funcție de motivația negativă, de exemplu. Nu putem să îi ordonăm unui copil să fie mai creativ. Trebuie să creăm mediul să fie mai creativ, iar mediul înseamnă libertatea de a putea greși și așa e și la angajat. Cu cât este mai liber să și știe că greșeala nu-l costă, evident greșeala neintenționată, greșeala de parcurs, cu atât va fi mai creativ. Cu cât știe că toată lumea e cu ochii pe el și că dacă greșește, plătește. Și asta este sistemul motivațional al companiilor la ora actuală, este în mare majoritate învechit total, de secol început de secol 20, stick and carrot, da? Pedeapsă și recompensă. Noi funcționăm în paradigma asta, deși e total depășită. Asta e provocarea noastră să acestui început de secol să dăm copiilor noștri această nouă perspectivă și acest nou sistem, să implementăm sisteme motivaționale moderne care să îi ajute să se dezvolte. Pentru că, alminte, mă tem că nu ne vor lua în serios. Nici pe noi managerii, da? Nici pe noi părinții. Tot așa, una dintre întrebările din sală este referitor la generația nouă care vine din urmă, este cine credeți că se va schimba?
se vor schimba, ne vom schimba noi sau se vor schimba generația asta de tineri care vine și are un comportament diferit și așteptări diferite? Răspunsul, ei oricum nu se vor schimba. Deci dacă e să se schimbe, noi trebuie să fim mai atenți, trebuie să ne schimbăm și să ne adaptăm la ce sunt ei. Discuția e foarte interesantă și cred că am putea continua multe ore, însă ne apropiem de final și așa ca o ultimă întrebare. Aș vrea să ne spui ce anume te motivează pe tine și ce te inspiră să te dezvolți și să faci în fiecare zi ceva mai mult în drumul acesta pe care l-ai început și pe care îl construiești. Abia m-am încălzit, acum simțeam că intru. O să facem atunci o altă ediție. Lucrul ăsta încerc să-l dau mai departe, pentru că întrebarea e foarte, foarte importantă. Oamenii, mulți dintre ei, datorită educației pe care au primit-o în copilărie și în adolescență, se privează inconștient de una dintre cele mai frumoase satisfacții pe care poți să ai în viața asta. Când ai poziția de manager în mână, ai toate instrumentele ca să primești de la viață unele dintre cele mai frumoase sentimente pe care, al minter, n-ai de unde să le primești. Poți să-ți cumperi 10 BMW-uri, poți să-ți cumperi cea mai tare mașină. În secunda a doi, nu va mai fi cea mai tare, sau peste o săptămână, nu cade pe locul 2. Însă, satisfacția pe care o ai atunci când cineva îți mulțumește în mod autentic pentru rolul pe care l-ai avut în viața lui, când vezi că deschide ușa la birou cu fericită sau fericit, când vezi că oamenii se dezvoltă alături de tine și sunt frumoși și sunt fără teamă și sunt plini de bună dispoziție, asta nu se compară. E ca și cum în loc să am doi băieți, e ca și cum în loc să am doi băieți, am 20, 30, 50, 100, cum aveam, na, bine, e adevărat că de la un anumit număr încolo nu mai ești manager, ești manager de manager și cum asta se întâmpla în bănci. Asta mă motivează. Și managerii trebuie să înțeleagă că a fi lider le aduce o calitate a vieții incredibil de înaltă. Incredibil de înaltă. E atât de frumos să faci bine și e atât de îți vin atâtea recompense încât eu sunt convins că dacă ar ști, managerii ar fi toți niște lideri foarte buni. Doar că nu sunt educați în felul ăsta. Avem niște proverbe foarte toxice. De ochii șefului și de copita calului trebuie să te ferești. Cămașa e mai aproape decât haina de corp. Șeful are întotdeauna dreptate. Lumea e rea și așa mai departe, încât mulți dintre ei vin presetați pe defensivă, pe a nu avea încredere. Și se privează în felul ăsta de această cantitate și care e infinită de bucurie pe care o poți primi în viața asta, făcând bine oamenilor din jurul tău, iar când ești manager, ai toate instrumentele. Ai toate instrumentele la îndemână. Da? Depinde doar de tine. Asta mă motivează și de asta și activez în training și în teaching, pentru că simt că trebuie să dau mai departe. Trebuie să schimbăm într-un fel paradigmele vechi, alea de care vorbeam cu șefii, care e pentru că e păcat. Aș vrea ca copiii mei să aibă lideri frumoși și care să le marcheze viața. Și ca să ei să aibă lideri aia, trebuie să contribui și eu cu ceva. Asta vreau să spun, că discuția noastră chiar vine să completeze exact poate ce încă mai lipsea pentru unii tineri sau unii manageri în a se adapta vremurilor în care trăim. Îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnire, pentru discuție și
Sunt convinsă că o să continui să faci lucruri frumoase și chiar mi-aș dori să mai avem ocazia să discutăm. Cu mare drag! Îți mulțumesc și pentru invitația de acum câțiva ani și așteptam, dacă vrei, nerăbdător să continuăm acest dialog de la distanță. Să sperăm că o să avem și apucăm și timpul în care în completul să ne vedem și față în față cu studenții tăi. Așa. Mulțumesc încă o dată. O seară plăcută tuturor.